Bună ziua și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Idei și Efecte. La microfoane, Dragoș, alături de mine, Corina. Și astăzi vom vorbi despre o carte pe care vă recomandăm cu drag să o lecturați în momentele dumneavoastră de liniște, în momentele în care poate vreți să vă petreceți timpul într-o altă lume. Pentru că asta fac cărțile cu noi, ne deschid alte lumi. Bine ne-am regăsit, Dragoș! Bună, Corina, și bună tuturor ascultătorilor! Da, astăzi o să avem o temă dificilă pentru noi. E o carte care ne pasionează, care vorbește despre o pasiune mai veche a noastră, și anume politica. Și pe baza cărții îți propun să ne facem înviorarea și să facem un joc de cuvinte. Eu îți voi spune un cuvânt, iar tu te vei gândi imediat la ceva corespondent, la un fel de joc de cuvinte, da? Așa se numește până la urmă. Începem! Revoluție! Încrâncenare. Oameni. Luptă. Români. Sentimental. Caragiale. Comic. Republică. Dezorientare. Clopot. Anemie. Și să terminăm cu muzică. Mituri. Mituri. Asta a fost așa de încălzire și putem face, cred, așa cum se făcea în trecut, cum făcea Freud, putem face o analiză, o psihanaliză a ta, Dragoș, așadar asta o voi păstra pe mai încolo ca să te am la mână așa cu jocul acesta. Și acum le vom spune celor care ne ascultă că discutăm despre noul roman semnat de Bogdan Suceavă, Republica, a apărut în acest an la editura Polirom, editura noastră din Iași, care scoate cărți pe bandă rulantă, cărți foarte bune, mai ales că sunt semnate de autori contemporani. E o carte dureroasă și comică în același timp, pentru că vorbește despre politică, despre revoluție, ca și cum ar fi starea de fapt, de drept al românilor, și despre români. Cum se învârte în acest cerc misterios, pentru că rămâne un mister, pentru ei politica. Citeam romanul lui Bogdan Suceavă, cu care ne-am și întâlnit de altfel săptămânile trecute la Iași, când a avut întâlnirea cu Asociația Studenților Jurnaliști, în care a vorbit despre celălalt roman, Noaptea când cineva a murit pentru tine. Și într-o discuție cu scriitorul mă întrebam, și îl întrebam, oare s-au schimbat multe de atunci din acțiunea pe care ne o povestește aici în Republica din acele zile de august din 1870? E o întrebare retorică, pentru că în politică, Dragoș, până la urmă, nu s-au schimbat multe lucruri. Nu s-au schimbat și a făcut, cred, destul de multe revoluții. Valabile sau invalide? Eu l-am întrebat pe scriitorul Bogdan Suceavă când a venit la Iași, cam câte republici au existat în decursul istoriei României. Nu mi-a dat un răspuns, chiar m-a întrebat pe mine să-i spun ce republici a identificat eu în istoria României, dar mi-a spus că această republică de la Ploiești nu o putem lua în considerare. Însă eu, mai cu puțină ironie, mai în serios, am zis că ar trebui să o luăm și pe aceasta în considerare. Cu toate că această republică a început și s-a încheiat cam în aceeași zi. Asta este un paradox, să-i spunem, foarte interesant al simțului democrației, dar și al opusului democrației, ca să spunem așa, pentru că toată acțiunea cărții, pe mine cel puțin, mă duce cu gândul la libertatea omului, la libertatea de a acționa pentru binele comun, dar până la urmă ne întrebăm, se întreabă și autorul prin personaje în carte, ce este binele? Eu am impresia că activismul nostru este foarte perisabil, așa cum sunt și alimentele, legumele sau alte foarte alimente. Foarte interesantă comparația. Se strică foarte repede. Nu are un termen de valabilitate foarte mare. Așa cum se întâmplă și cu Revoluția de la 1870, că nu durează mai mult de o zi. Și dintre revoluții pe care le-am învățat la istorie și despre care am mai citit și în alte cărți de literatură, care ți se pare ție cu cel mai mare efect în istorie? Revoluții. Ție, cetățeanului Dragoș. Pentru mine, cel mai mare impact a avut Revoluția de la 1989.
Eram mic, mă uitam la televizor, aveam 5 ani, cred. Mi-aduc aminte, nu știu cum, și întrebam pe părinți ce se întâmplă acolo. De ce acei oameni aleargă, fug? Mi-aduc aminte de singura explicație a tatălui, cred. E revoluție. Și ce a înțeles Dragoș de 5 ani din cuvântul revoluție? Îți mai amintești? Nu știu dacă mi-amintesc, chiar nu mi-amintesc această parte, însă m-au marcat imaginele pe care le-am văzut și ce am mai citit după despre această revoluție. Dar pentru mine a contat Eu m-am născut momente. Chiar în anul 89 al revoluției și aveam câteva luni în decembrie 89, cu toate că eram pe partea cealaltă parte a prutului. S-a simțit și acolo intens efectul Revoluției 89, pentru că s-au deschis lumile atât cât au putut ele să se deschidă, măcar să nu se mai stingă lumina, măcar să nu avem alimente cu porția, pentru că și la noi era aceeași problemă. Și revoluțiile fac bine, până la urmă, un bine comun. Nu știu dacă ne-au făcut neapărat nouă bine, poate în alte locuri a făcut bine și ne putem gândi, nu știu, la alte... Nu, dacă e să mă gândesc acum, nu a făcut bine. Mă gândesc la Revoluția Bolșevică, mă gândesc la Revoluția din Germania, 1919-1932. Mă gândesc la Revoluția din 89 de la noi. Să rectific un bine, nu în plan general să facă bine pentru că au murit atâția oameni, Doamne ferește, și s-a tras masiv în oameni, fără niciun motiv, dar acestea sunt alte aspecte ale revoluției. Mă gândesc la revoluție ca la găsirea acelui element care de identificare exact și care arată că democrația totuși prin oameni trebuie să se vadă. Dar oricum ai lua-o, revoluția înseamnă luptă. Și măcar dacă ar fi o luptă pe idei, dar este și o luptă fizică și o luptă cu instituțiile. Vedem foarte multe revoluții în ziua de astăzi în lume și sunt niște lupte date cu politicienii, cu instituțiile, cu starea de fapt a ceea ce este viața oamenilor astăzi. Cred că avem multe revoluții în ziua de astăzi și mă refer și la cea tehnologică, pe care aș numi-o un fel de revoluție rece. Da, pentru că noi nu suntem implicați fizic acolo, doar asimilăm ceea ce această revoluție tehnologică produce. Și nu o înțeleg deloc, pentru că probabil în spate și la vârful revoluției tehnologice stau 1100 de motive foarte importante și cu multe mize de care noi nici măcar nu ne dăm seama și pe care nici nu le putem imagina, de fapt. Atunci când vorbim de revoluție, avem în minte, cred că putem face și aici un joc de cuvinte, avem în minte schimbare, atitudine diferită, înlocuire, percepții diferite asupra lucrurilor în care noi, în societatea în care noi ne învârtim. Haideți să vorbim la nivel micro despre revoluția din viața ta. Care a fost una dintre cele mai mari revoluții personale pe care le-ai avut tu în viața ta de până acum? Oare să fi fost revoluții sau să fi fost introspecții la mine? Poți să le numești și așa, dar vorbind generic cu ghilimelele de rigoare, să le spunem revoluții. Nu știu, au fost niște momente importante care te-au marcat, care ți-au schimbat un pic cursul vieții. Da, prima revoluție, introspecție, meditație, uite, folosim și meditație, a fost și reiau această idee atunci când am mers în străinătate, în Occident. Și asta s-a întâmplat pe la 13-14 ani. Mi-a schimbat complet felul de a vedea lumea, viața și oamenii. Am văzut atitudini diferite, am văzut comportamente diferite și am văzut locuri care pe mine m-au fascinat. Și oare nu de aici pornesc revoluțiile mari, de la nivel micro, de la faptul că oamenii văd altceva în altă parte, de la faptul că în altă parte se poate și mai bine, de ce să nu se poată și la noi? Mă gândesc la felul în care oamenii înainte de 89 vedeau filme pe casetă. Filme americane în care totul părea un vis roz și de acolo pornea revoluția în fiecare. Pentru fiecare începea o revoluție, de fapt, în mintea fiecăruia. E un exemplu foarte bun. Să-ți faci propria revoluție în spațiul tău comun decât să faci o revoluție în stradă fără să nu știi care va fi rezultatul final și
fără să știi care sunt obiectivele tale. Pentru că atunci când faci o revoluție în stradă, bineînțeles că tu intri în conflict cu statul, instituțiile și actorii politici principali, nu știi care sunt obiectivele și care este punctul tău final. În schimb, dacă tu faci propria revoluție în zona ta comună, știi unde vrei să ajungi. Cred că pe undeva micile revoluții se regăsesc așa în spațiu și se întâmplă acel declic care produce marile revoluții. Să ne întoarcem la carte și la felul în care l-ai găsit tu pe scriitorul Bogdan Suceava, să înțeleg că e prima lectură din acest autor. Mi-a plăcut lectura. Când scriitorul Bogdan Suceava a venit la ea și s-au adresat întrebări despre cartea de care ai pomenit la început, m-am așteptat ca răspunsurile dumnealui să fie mult mai... matematice? Da, el este matematician la bază. Făcând o glumă, pentru că nu le putem compara. Mai logice, mai aranjate. Uite, ăsta e cuvântul pe care îl conota. Mai aranjate. În schimb, Bogdan Suceava s-a folosit tot de povești pentru a da răspunsuri, dar cumva nu am regăsit nimic din ceea ce vroiam eu să aflu prin poveștile lui. Dar a vrut cumva să ne, nu să ne fascineze, să ne facă mai interesați de anumite evenimente. Ne-a săltat un pic de pe loc așa, pentru că ne-a dus din zona poveștilor pe care așteptam să le auzim și din zona unor feluri de mituri, ca să spunem așa, despre ce s-a întâmplat în istorie, în istoria noastră. Și ne-a dus în zona logică, cum spui tu, în zona în care el face, parcă face niște ecuații, așa, aici s-a întâmplat asta pentru că cei implicați și așa, și mergând pe acolo, fiind atmosfera aceea, s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Mi s-a părut interesantă abordarea lui Bogdan Suceava. Republica este scrisă după ce s-a făcut o documentare atentă a evenimentelor petrecute în acea perioadă. De aceea este important și e o recomandare pentru cititori ca înainte de a parcurge paginile romanului să citească nota de la finalul cărții scrisă de autor. Să o citească prima dată când vor să înceapă romanul și a doua oară când termină. Pentru că acolo delimitează foarte clar cam ce a fost real și ce este ficțiune în romanul lui Bogdan Suceava. Și astfel putem deosebi două registre ale lecturii. Primul, primar, înainte de a ști și ce s-a întâmplat în carte cu toate personajele, și după, pentru că mi se pare mult mai explicată povestea prin nota autorului. Și trebuie să recunosc, mi-a plăcut foarte mult, mi-a plăcut dialogurile și l-am și întrebat pe scriitor cum și-a făcut documentarea în ceea ce privește, de exemplu, bagajul lingvistic, ca să spunem așa, pentru că folosește exprimări și cuvinte din acea vreme, din acea perioadă, și unele chiar sunt destul de interesante, mi le-am și notat pe alocuri. Și mi-a spus că a lucrat foarte mult cu documente, clar a citit și din Caragiale, și faptul că pe atunci Caragiale ocupa această funcție de tânăr copist. Avea 18 ani totuși, era singurul care aducea bani în casă prin ceea ce făcea. A marcat și felul în care românii au gândit după, felul în care au făcut politică, felul în care au vorbit despre politică. Și asta mi s-a părut foarte interesant. De fapt, autorul mi-a sugerat să văd așa lucrurile. De fapt, eu spun că autorul s-a concentrat pe două personaje. Candiano Popescu, cel care instigă la revoluție, luând modelele occidentale, și Iancu Caragiale. Sau mai bine spus, familia Caragiale, pentru că dialogurile din sânul familiei Caragiale sunt foarte percutante. Caragiale cumva este personajul care s-a trezit într-o revoluție și i s-a părut fascinat. Hai să merg și eu acolo pentru că dă bine, e libertatea mea, trebuie să merg acolo să mă revoluționez. Pe când Candiano Popescu este cel care se juca puțin cu sentimentele și cu mințile oamenilor pentru că el vrea să facă revoluție. Asta era în mintea lui, revoluție pentru a schimba starea de fapt în România. Și cum ai văzut tu micile dialoguri care par banale până la urmă, din timpul acțiunii principale, începând chiar din acea noapte în care ei se trezesc după clopotul care sună a revoluție. Nu, eu am să dau un citat dinainte de baterea clopotelor. Și mai bine. Pentru că explică felul în care
se poziționa românii pentru un astfel de moment. Este o scenă când se adună comitetul revoluționar acasă la Radu Stanian. Candianu începe să le vorbească celor prezenți acolo. Frați căuzași, bravo-ți nouă că ne aflăm împreună la acest ceas de noapte ca să facem un pas hotărât în istoria țării noastre. Aici urmează replica genială. E dată de Titu Bălăceanu. Dar unde în altă parte să fim? Cred că exprimă cel mai bine felul în care românii căutau un loc unde să fie. Fie că era o revoluție, fie că era... Să se identifice cu o acțiune. Și am luat de aici un cuvânt, căuzași. E folosit foarte des în text. Căuzașul este cel care își caută o cauză pentru care să lupte. Nu știu de unde vine această căutare. Fie se plictiseau foarte mult și disperau din cauza acestei plictiseri și atunci alegi o aventură. Și acea aventură este revoluția pentru ei. Să știi că eu tot pe aici m-am oprit, chiar la scena aceasta a patra din care tu ai citat. Și mie mi-a plăcut foarte mult ce zice Candianu, puțin mai încolo. În România, de când e lumea lume, nu s-a văzut revoluție fără preoți. Este ceva revoluționar în misia duhovnicească a ortodoxiei. Și oare nu știm noi asta? Este în noi tot sufletul Bizanțului credincios, cel care suflă Duh Sfânt peste republicanele noastre strădanii. Așa că, pentru a ne reaminti ce făptuim aici, să spunem că cele două forțe ale revoluției noastre sunt credința și omenia. Poftim! Mulțumesc, Corina! Acestea sunt cheile progresivității în viziunea lui Candianu Popescu. Într-adevăr, biserica și clerici întotdeauna au fost prezenți atunci când s-au luat decizii importante cu privire la principatele române sau la România, ca stat recunoscut. Aici este o viziune proprie a personajului Candianu Popescu, cum de altfel el are viziuni proprii și asupra poliției, asupra judecătoriei, asupra telegrafului, pentru că telegraful era un mecanism foarte folosit și foarte la modă în acel moment, credința și omenia. Și oare ne-au salvat și ne-au făcut să progresăm credința și omenia până în ziua de astăzi, că toți suntem poftim în campanie electorală, mai avem o săptămână. Răspunsul cititorului îl vor găsi tot în carte, acolo, pentru că explică ce înseamnă credința și ce înseamnă omenie atunci când vrei să faci o revoluție sau vrei să faci o schimbare. Și aș recomanda această carte cu mare căldură și politicienilor din ziua de astăzi. Și celor mai tineri și celor mai puțin tineri și celor trecuți prin sită, ca să spun așa. Asta în cazul în care au timp, bineînțeles. Știi ce se întâmplă? La un moment dat eram prezent la spectacolul Sunt o babă comunistă. A fost la Ateneu din Iași și o carte a lui Romanul lui Dan Lungu. Romanul lui Dan Lungu și în sală erau prezente și doamne de o vârstă înaintată și domn. Cumva eu îi vedeam foști lucrători în fabrici, membri de partid și așa mai departe, se amuzau copios. Știau că este vorba despre ei, dar nu vreau să fac o schimbare. Dacă eu aș ști că într-o scenetă sau într-o piesă de teatru este vorba despre mine, nu m-ar mai apuca râsul grosolan, ci plânsul și asta să mă gândesc. Asta în cazul în care este o aluzie, că trebuie să te schimbi, nu? Este cumva portretul tău acolo. Asta mi s-a întâmplat și mie, de exemplu, la vizionarea filmului Afacerea Este de Igor Kobilianski, unde toată lumea se distra copios și doar mie venea să plâng, pentru că vin de acolo, știu ce se întâmplă, știu cum trăiește lumea, știu cum am trăit și eu și știu că mai durează foarte mult până să se schimbe ceva acolo, în Republica Moldova. Bine, e bine să râzi, dar apoi să dai și două palme. Exact, ca să te revii. Trezești. Așa că nu știu dacă politicienii, citind această carte, și-ar mai reveni puțin sau s-ar regăsi acolo, nu prea cred. Probabil ai nevoie de o cură sănătoasă de dezintoxicare politică. Dar să revenim la ale noastre. În carte vedem românii ca ființe politice, ca ființe implicate, care comentează mereu și despre orice, mai ales despre politică, numai despre felul în care să le fie lor bine, nu, pentru că se vorbește despre un bine comun la modul general, nu neapărat că trebuie să facem spitale, că trebuie să facem o școală, că trebuie să investim în biblioteci, în și așa mai departe. Cum vezi tu această chestiune? Pe lângă faptul că se vorbea de bine, se vorbea și despre libertate. Și aici, la fel, libertatea
este cea care înflăcăra românul. Ei intrau pe liniile modernității europene românii la acel moment și auzeau și ei de cuvântul acesta libertate, auzeau și ei despre democrație, auzeau ce se mai întâmplă prin Europa și suna bine. Și vorbeau despre o Europa ca despre un personaj așa care îi salvează din toată mocirla. Da, era ceva mistic, era ceva mitologic pentru ei și atunci lua ca model, era ceva ce îi înferbânta. Dar la români, revoluția cred că a fost singurul mecanism de facere al politicii. Pentru că întrebarea nu este și nu a fost vreodată la români cum se face o revoluție, ci cum gândim despre o revoluție. Sau putem face o analogie, cum se face politică sau cum gândim despre politică. Pentru că cum se ajungea la revoluție? Și am tras concluziile acestea după ce am citit cartea Republica. Se ajungea la, sau cum se gândea o revoluție? Prin bârfă, mituri și zvonuri, schimbarea lucrurilor. Chiar dacă nu era o necesitate, pentru că în momentul ăla nu era o necesitate să-l schimb pe Carol I. Dar schimbarea lucrurilor era ceva care îi frământa. Improvizația. Candiano Popescu pornește la revoluție, avea el câteva idei, așa, dar improvizează pe parcurs. Numește diferite personaje în diferite funcții, dar improvizează pe parcurs și se vede asta la final când este judecat. Inclusiv și acolo improvizează spunând că s-a întâmplat așa, altfel și pe dincolo. Apoi, sunt modelele occidentale revoluționale. Alinierea cu Europa progresistă. Întotdeauna trebuia să fim aliniați cu Europa progresistă. O aliniere idealistă, așa. Da, bineînțeles. Și nu în ultimul rând, telegraful. Pentru că apăruseră și la noi telegraful. Și am și aici un citat despre telegraf, tot de Candiano. Spunea că înainte erau zvonuri, spuse Candiano. Telegraful a schimbat asta. De acum, faptele se întâmplă numai dacă sunt depeșe despre ele. Dragoș, nici nu vreau să mă gândesc ce era dacă aveau atâtea televiziuni câte avem noi astăzi în țară, mai ales de știri. Atunci, în 1870, la Ploiești, oare ce ar fi fost? Acum sunt mai multe revoluții deodată. Sunt mai multe televiziuni și sunt mai multe revoluții deodată. Și toate sunt cu același titlu, Breaking News. Exact. Și asta le face să pară foarte importante, mai ales pentru cei care se hrănesc în timpul liber doar cu televizor. Cu ceea ce se dă la televizor. Ce vreau eu să te mai întreb, Dragoș, pentru că m-a provocat cartea. Eu nu sunt o amatoare neapărat a genului acesta, nici măcar a dialogului, pentru că îmi place să citesc mai mult povești, să nu mă întrerupă dialogul. Pentru tine cum a fost să intri în această poveste în care, la un moment dat, intervine dialogul? Te-a energizat sau ai mai abandonat lectura? Pentru că mie așa mi s-a întâmplat. Nu am abandonat-o chiar deloc. Am mers foarte bine, pentru că mă amuzam în același timp, dar eram și foarte conștient că autorul încearcă, prin romanul lui, să explice și un moment istoric. E o altă întrebare pe care am adresat-o lui Bogdan Suceavă. Dacă prin cărțile lui încearcă să prezinte un moment istoric sau încearcă cumva să facă și un pic de dreptate. Pentru că vedem tot felul de evenimente, vedem că dreptatea nu e la locul ei și cum o poți găsi? Iată un model, citind un roman. Și repet, este un roman, nu este o carte de istorie, dar este un alt fel de a face istorie. Și romanul pe care îl propune Bogdan Suceavă. Îmi amintesc de orele de istorie pe care le aveam în liceu. Eram în clasa a 10-a și a 11-a, pentru că între a 12-a mi-am schimbat liceul. Și aveam o doamnă foarte interesantă, care în loc de manuale, câteodată, ne recomanda lecturi de acest fel. Bineînțeles, noi nu aveam acolo acces chiar la atât de multe, dar câte existau, ni se propunea să mergem spre alte lecturi, nu neapărat spre genul de lectură de tip manual. Și mi se par foarte eficiente și cred că dacă aș fi pe undeva pe la liceu, le-aș recomanda și eu copiilor să pună mâna pe astfel de cărți atunci când ajung să discute despre anumite evenimente din istoria românilor. Eu sunt adeptul de a citi romane. Sunt convins că pot găsi mai multe adevăruri acolo, ascunse, le pot spune ascunse, pentru că, bine,
autorul este criticat pentru ceea ce a făcut și nu doar pentru această carte, dar mai mult adevăr găsește acolo decât în ceea ce scriu istoricii, pentru că istoricii interpretează și selecționează în funcție de ceea ce găsesc ei și atunci spun o poveste despre un moment sau altul. Cum ți se pare personajul Candianu? Pentru că este, fără doar și poate, un liberal convins, poate nu după tiparele pe care le înțelegem noi astăzi în a fi liberal, dar are ceva acolo și cu improvizația lui și cu un fel de actorie politicienească, să-i spunem, ca să nu greșim, mi se pare că are așa o carismă, care este cea mai importantă în politică, de altfel. Candiano Popescu nu este un personaj rău, malefic sau liberal radical, pentru că el aici se poziționează în tabăra liberalilor radicali, se identifică cumva și cu liberal radical din Franța, cu Léon Gambetta. De multe ori citează din acest personaj sau din aventurile lui. Nu este un personaj rău, dar cumva încearcă, are această credință a progresivității, îl percutează constant și nu poate ajunge la progresivitate, așa cum o vede într-un model occidental, decât pentru o revoluție. Și își folosește imaginația pentru a face acest lucru. Și imaginația politicienilor de astăzi, cum ți se pare? Ca să ne dăm un pic cu părerea, că tot vorbim despre asta, să incităm lumea totuși să meargă la carte, dar discutând și actualizat pe ce se întâmplă în lumea de lângă noi. O să fiu foarte percutant. Nu există așa ceva, imaginație. Dacă ar avea imaginație, ar mai vedea ceva pe aici, pe acolo. Probabil, îmi dau și eu cu părerea, există doar firme de PR și marketing în jurul lor, care știu mai bine să le spună ce au de spus. Mi se pare și normal ca în ziua de astăzi să aibă așa ceva, dar din păcate s-ar părea că există doar așa ceva, dincolo de imaginație. Și ca să vedem noi cum era, ce însemna România pe atunci, uite, am să-ți citesc de la actul al cincilea, Dreptatea de la Târgoviște. Foarte puțin. Nu poți să înțelegi ce înseamnă România până nu vezi Târgoviștea într-o duminică de toamnă, pe la ceasurile după amiezii, când străzile se golesc și aerul strălucește. Frumoasă a fost cu osebire toamna anului 1870. A fost un an bun, livezile au fost minunate, de toate s-au făcut. Aici e Valea Merilor și a Prunelor, un Eden între două râuri, o câmpie dominată maestos de mănăstirea Dealu, care se înalță peste livezi ca un profil fantast, ca un far, izvorând lumină dinspre gloria trecutului credincios. Cum ai văzut descrierile din carte? Eu le-am savurat, trebuie să îți spun asta. M-a pus într-o poziție așa incomodă, pentru că, ți-am spus cum fac eu, atunci când citesc, interpretez cu ceea ce este în realitatea de zi cu zi, ceea ce mi se petrece mie, ceea ce văd. Și m-a pus într-o situație incomodă, pentru că nu este ușor să identifici ceea ce citești în carte cu ceea ce se întâmplă astăzi. Te duce într-o zonă puțin inconfortabilă, pentru că multe nu se mai potrivesc, cele bune, dar cele mai puțin bune se potrivesc de minune și nu s-au schimbat absolut deloc. Și ascultătorii, cred că înțeleg foarte bine la ce ne referim. Dragoș, dacă ți-aș spune să te imaginezi atunci, în acea noapte, în dimineața zilei de 8 august 1870, pe lângă cine ai vrea să stai? Bună întrebare. Era un profesor în cartea lui Bogdan Suceava, se numea Zaharia Antinescu. Este și profesorul lui Iancu Caragiale. Ce a făcut acest profesor? Bine, aș putea fi eu profesorul acolo. Mă regăsesc în ceea ce a făcut acest personaj. El a mers prin populația prezentă la această revoluție și încerca să le explice tinerilor, în special tinerilor care erau și elevi de altfel, că nu există așa ceva. Că nu există revoluție și că, citez, la scara istoriei, ridicările popoarelor nu înseamnă nimic. Cine admiră picturile făcute de orbi? Asta mi-a rămas și mie. Chiar mă bucur că te-ai oprit și tu la acest citat.
Și m-am oprit acolo și după aceea am sărit să-ți povestesc eu un pic cum am citit Republica lui Bogdan Suceavă. Am început normal cartea, m-am documentat un pic, știam cine e Bogdan Suceavă după ce am cunoscut și romanul Noaptea când cineva a murit pentru tine. Și am zis, nu se poate, Republica. Am răsfoit-o un pic cu dialoguri, nu prea mă atrag pe mine astfel de lecturi, dar am zis, totuși trebuie să încerc. Și încet, încet m-a dus într-o lume a politicii surprinzătoare, pentru că nu prea mai vedem ceea ce vorbeam mai dinainte, că nu prea mai vedem în ziua de astăzi imaginație și dialog atât de frumos construit până la urmă. Și nu mai vedem sinceritate. Mi s-a părut că e un fel de sinceritate în politica, în politica descrisă aici în Republica. Și după aceea am abandonat, m-am dus pe la scenele de la sfârșitul cărții și după ce am citit acolo, mi-am dat seama, trebuie să citesc și mijlocul. Și am făcut așa o dusă și o venită în Republica și, de fapt, mi-a plăcut foarte mult că am făcut așa, pentru că astfel am colindat prin lumea aceasta în care tot îl căutam pe Caragiale. De fapt, ăsta era scopul meu, pentru că acest Caragiale tânăr, între ghilimele acest Caragiale, se tot nu se ascundea. Era cumva acolo, asculta, scria, dar el nu era personajul principal până la urmă. Dar totuși îl simțeam ca fiind cel mai important. Nu știu cum se făcea, că tot timpul contextele îl prindeau, îl acaparau. Cum s-a întâmplat și cu Revoluția, apoi exact. La Târgoviște, când doi tineri vroiau cumva să salveze cei care erau să-i salveze pe cei care erau judecați că au fost revoluționari. Era cumva prins în aceste contexte și circumstanțe. Da, și dacă ar fi să recomanzi cartea unor elevi de clasa 11-a, să spunem, cum le-ai recomanda-o? Cum le-ai face marketing, poftim? În primul rând, l-aș spune în felul următor. Vreți să vă cunoașteți pe voi? Sau, nu, mai corect este, vreți să vă cunoașteți părinții, străbunii, bunicii, străbunicii? Atunci citiți aici și cumva urmăriți care este firul progresiv al naturii românului. Cum a reușit el să gândească astfel astăzi, cum a reușit el să se comporte astfel astăzi. Și să vadă, repet, un Caragiale la 18 ani în postura de copist din Ploiești. Pentru că asta mi se pare foarte important. În ziua de astăzi mi se par cele mai potrivite lecturile în care ni se arată cum erau marile personalități pe care le vedem, nu știu, în tablouri la școală, busturi prin parc și așa mai departe, cum erau ele atunci când erau ca noi, de vârsta noastră, 18, 20, 20 și 30, în tinerețe. Mi se pare că aici fac un foarte mare bine și jurnalele și autobiografiile și memoriile. Și cred că vom alege în una dintre edițiile viitoare o astfel de recomandare, lectură. Îmi place ideea ta de a promova cărți printre elevi și liceeni. Și e o idee bună, nu? E o idee foarte bună. Hai să le transmite și profesorilor. Eu mă gândesc că am putea foarte bine, Dragoș, uite, mi-a venit o idee. Mă tot gândeam de aseară ce-ar fi ca noi cu acest dialog să mergem la un moment dat printre clase, doritoare să discute, să poartă un dialog, nu să mergem noi să le vorbim, ci să purtăm real un dialog cu ei despre anumite cărți, să le anunțăm o carte, să o citească cu toții și să avem un dialog comun, dialog multiplu, dacă vrei. Nu știu dacă se poate spune așa, dar cam pe aici mi-e gândul. Și nu neapărat aici, la oraș, ci undeva la țară, în mediul rural. M-au atras tot timpul copiii din mediul rural, pentru că la ei ajung cărțile tot mai greu, pentru că în România zilei de astăzi, fii atent, nu avem nici o comună, nici un sat cu librărie, dacă îți vine să crezi. Nu sunt biblioteci, nu au cărți. Cărțile sunt... Biblioteci mai sunt. Să spunem că la o școală mai rămâne pe la un cămin cultural o sală în care sunt rafturi cu cărți, care e de obicei închisă. Dar o librărie nu există în mediul rural din România de astăzi. Nu știu cine ar cumpăra cărțile. Pentru că abia le mai ajung banii pentru traiul de zi cu zi. Sunt de acord cu tine. Dar cineva trebuie să vină la un moment dat să le spună
Uitați, faceți un pic comparația și între a cumpăra un pachet cu țigări pentru că tinerii din ziua de astăzi cumpără și nu din ziua de astăzi, întotdeauna tinerii au fumat. Dintre un pachet de țigări și un pachet cu chipsuri poftim, puteți să cumpărați o carte. Îmi imaginez cum ar reacționa dacă ar intra într-o librărie și ar vedea coperțele atâtor cărți cu diferite titluri, cum ar reacționa. Sunt convins că fiecare dintre ei ar apuca câte ceva pe aici, pe acolo și dacă ar citi 5-10 rânduri fiecare dintre ei, deja începe să producă o schimbare. Așadar am pus bazele, ideea unui nou proiect, dar tot legat de idei și efecte, ar fi foarte frumos să facem acest lucru. Plus de asta e acea noutate pe care o aduci. Mi-amintesc când am văzut tineri copii care au fost prima dată într-o sală de cinema. S-a lăsat cu strigăte, cu chiote, a fost o încântare generală de nedescris. Așadar, mă încântă ideea și pe mine. Și data viitoare vom discuta despre... Bine, avem o temă mai complexă așa, despre religie și știință. Despre filozofie și știință, filozofia, teologie ortodoxă și știință. M-am întâlnit prima dată cu acest set de idei atunci când am ajuns la masteratul de la filozofie, la cursurile de la masteratul de filozofie aplicată și management cultural, și a fost o reală încântare pentru că tot ceea ce mă gândeam eu că poate fi dezbaterea despre filozofie și religie și știință, era de fapt o dezbatere despre oameni, despre căutare și despre toleranță până la urmă. Îmi amintesc un dialog foarte frumos cu un profesor despre religii și despre faptul că chiar dacă se duc războaie în lume și cu toții avem feluri diferite de a ne exprima credința printr-o anumită religie, cu toții avem același interes și același scop final. Dumnezeu, adevărul, spiritualitatea, împlinirea spirituală. Așa că eu cred că va fi un dialog foarte interesant. Și vom discuta despre un personaj care nu îi acordăm o atenție deosebită, Iisus Hristos. Da, cu toate că El există, e omniprezent peste tot în discurs cumva și în discursul ascuns sub discursul nostru, să vedem ce va ieși, pentru că nefiind chiar experți în așa ceva, va trebui să ne cerem de dinainte scuzare cu ghilimelele de rigoare, că vom face asta din drag și din dorința de a dialoga și de a scoate cât mai multe idei cu efecte. O facem asta din dragul de a cunoaște și de a prezenta niște idei care să ne pună, nu doar pe noi doi, ci și pe ceilalți, în postura de a dialoga despre aceste lucruri. Așadar, până la următoarele idei și efecte cu Dragoș și Corina, vă spunem să aveți lecturi bune. Toate cele bune!